Salutare și bine v-am găsit cu un nou tutorial pentru utilizatorii de Photoshop. Vă voi prezenta cum se instalează extensia GuideGuide, care vă va ajuta să trasați ghidurile în Photoshop mult, mult mai ușor. Haideți să deschidem un browser și în bara de adrese scriem guideguide.me. Ok. Avem aici butoanele de download pentru versiunea CS4, dați aici click pentru CS5 sau mai sus download aici. Eu am CS5. Așteptăm să se descarce. Click pe arhivă. Extragem acest fișier. Deschidem Adobe Extension Manager. Și după cum vedeți, avem aici Dreamweaver, Photoshop, CS5, 64 de biți și 32 de biți. O să instalez în ambele versiuni. Dăm pe Install Extension, aici File Install Extension. Mergem pe desktop unde avem Guide. Open, Accept. Ok, și l-avem acum și în 64 de biți și în 32 de biți. Aici o să vedeți o mică descriere a pluginului, cred că este de fapt pagina de pe care l-am descărcat. Ok, acum putem închide Adobe Extension Manager și deschidem Photoshop. O să dureze ceva până se deschide, pentru că nu este o aplicație obișnuită de câțiva mega.